Este un om de afaceri, antrenor și fotbalist român, supranumit regele fotbalului românesc. Este cel mai bun marcator din istoria echipei naționale de fotbal a României, record de 35 de goluri. Gheorghe Hagi a marcat în total 318 goluri. El a început să joace fotbal la vârsta de 10 ani, la Farul Constanța, echipa la care a și debutat în divizia A, la 17 ani. În cariera sa, Hagi a mai evoluat la Sportul Studențesc și Steaua București, cu care a câștigat 3 titluri de campion al României, 2 cupe, Supercupa Europei, în perioada 1987-1990, Real Madrid, Brescia, Barcelona și Galatasaray, 4 titluri de campion al Turciei, o cupă UEFA și o Supercupa Europei. La echipa națională, Hagi a reușit să bifeze 125 de prezențe cu 35 de goluri marcate. Ca jucător, Hagi a fost purtător clasic de numărul 10, conducător de joc, care se marca în teren prin claritatea paselor primite către atacanți și șuturile eficace la poartă. În 1987-1990 a jucat la Steaua București, a avut 97 de apariții și 80 de goluri. Între anii 1990-1992 a jucat la Real Madrid și a avut 63 de apariții și 20 de goluri. Între anii 1992-1994 a jucat la Brescia, apariția 61 de goluri și 28 de apariții. În 1994-1996 a jucat la Barcelona, a avut 35 de apariții și 21 de goluri. Între anii 1996 și 2001 a jucat la Galatasaray, a avut 132 de apariții și 59 de goluri. Echipa națională, el a jucat la echipa națională între anii 1983 și 2000, apariții 125 și 35 de goluri. Nume complet, Gheorghe Hagi, data nașterii 5 februarie 1965, are 51 de ani în momentul actual. Locul nașterii Săcele, Constanța, România. Înălțime 1,74 m și post mijlocaș și stânga ofensiv.